În dimineața asta aș vrea să iau un exemplu din Vechiul Testament a unui om care a știut să facă ceva, a știut să facă bine. Atunci când a venit criza, când a venit atacul împotriva lui, a știut cum să se poarte. Și aș vrea să învățăm, nu vreau să țin o predică lungă, v-am spus de la bun început, dar câteva lucruri pe care ar fi bine să le învățăm și eu le spun de fiecare dată fraților că încerc să le învăț și eu, că noi cei mai mulți predicatori predicăm pentru alții. Țin minte că odată am fost cu Aurel Popescu, știți că a fost aici prin, la dumneavoastră, și cu fratele Țon. Ne-am dus la Eugene, la universitate, și acum eu, pentecostalul, eram șoferul lor. Ei stăteau în spate, doi mari baptiști, și zicea Aurel Popescu, măi Iosive, ce le predici la ăștia? Și zice el, fratele Iosif, zice, nu știu, o să mă hotărăsc. Zice, măi, ține-le predica aia despre umilință. Dar zice asta, de ce? Ce poate că dacă o mai repeți, o să înveți și tu. De aceea, ori de câte ori predic ceva, mă gândesc că poate învăț și eu ceva din chestia asta, dacă tot predic, nu? Poate îmi intre și mie în cap ceva. Daniel este un exemplu ilustru din Vechiul Testament. El este în Babilon, în țara robiei sale, o țară care dintr-o dată devine ostilă credinței pe care el o are. Reacția lui Daniel atunci când se dă o lege, că nu-i voie să te mai închini, să te rogi nimănui decât împăratului, nu? Reacția lui Daniel este extrem de interesantă și ar putea să ne dea niște învățături practice ce ar putea și ce ar trebui să facem atunci când lumea în care noi trăim se întoarce împotriva noastră. Devine foarte ostilă credinței noastre. Ei, primul lucru care spune versetul 10 din capitolul 6 este că Daniel, când a aflat că s-a iscălit o astfel de lege, o astfel de poruncă, împotriva credinței sale, a intrat în casa lui. S-a dus acasă, s-a dus la esei, s-a întors la părtășia celor devotați și de încredere, s-a întors la familia lui, s-a întors acasă, s-a dus la oamenii în care el poate să aibă încredere. Nu știu dacă am să vorbesc despre celelalți pași, dar aș vrea să mă opresc mult la asta, pentru că lucrul ăsta este absolut esențial. În secolul trecut, niște sociologi americani au început cam la începutul secolului trecut, secolului 20, prin 1910, au început un studiu pe populații și au făcut un studiu sociologic nu numai în America, ci în foarte multe țări din lume. Cu o întrebare banal de simplă. Studiul ăsta a durat peste 100 de ani. Instituția aceea a continuat acest studiu pe noi grupe etnice, pe noi popoare și a pus această întrebare extrem de simplă. Care sunt lucrurile acelea care îți vor produce o viață împlinită și fericită? Ce ai vrea să se întâmple în viața ta? Să trăiești o viață plină de semnificație, o viață cu rost, o viață împlinită. Care sunt lucrurile acelea? Surpriza acestor cercetări, care s-au făcut, așa cum spuneam, în foarte multe națiuni ale lumii, este că, în general, oamenii au spus secretul unei vieți fericite este o comunitate în care poți să ai încredere. O comunitate de oameni care te iubesc, care te apreciază, în care poți să crești, în care poți să înflorești. N-au zis bani, n-au zis sănătate, n-au zis nimic altceva decât o comunitate de oameni în mijlocul căruia te simți bine și înflorești. Viața ta are sens. Știți că fiecare dintre noi avem o idee despre o comunitate ideală, nu? Ori de câte ori mă întâlnesc cu vreun frate, imediat îmi spune ideile lui cum ar trebui să meargă biserica asta. Nu. Cine ar trebui dat jos? Cine ar trebui urcat sus?
Acum vă rog să vă rugați, Domnului, pentru biserica din Phoenix, unde sunt membru, au adunare generală astăzi. Și tare, Domnul să aibă milă de ei. Tare mă tem că fiecare din cei care se duc la adunarea asta generală are o idee cum este biserica ideală, cum este cea mai bună biserică, nu? E bine, cineva a spus că cu cât renunțăm mai repede la ideile astea, cu atât mai bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Că altfel vom strica exact lucrul de care avem cel mai mare, cea mai mare nevoie, biserica, comunitatea. Vom strica biserica lui Hristos. Vom strica unitatea și dragostea frățească. Eu nu am timp să vă sperii în dimineața asta, pentru că aș putea să vă dau niște versete absolut cumplite, care spun că Dumnezeu îl va distruge pe ăla care distruge comunitatea, care distruge biserica. Ăla care rupe, care sfâșie, care tulbură biserica lui Hristos, are Dumnezeu o armă foarte puternică împotriva lui. Pentru că în ultima instanță ne distrugem singura posibilitate de a crește, de a ne dezvolta armonios, comunitatea Bisericii lui Hristos, a trupului lui Hristos. În scrisoarea lui Ieremia, dacă citiți în capitolul 29, Ieremia n-a fost dus în exil, cu toate că el a profețit exilul acela, a avut de suferit enorm din pricina faptului că a vorbit despre ceea ce se va întâmpla, despre suferințele care vor veni peste poporul lui Dumnezeu. El a scris o scrisoare celor care erau deja în exil, care erau în suferințele Babilonului, și primul lucru care îl recomandă Ieremia acestor oameni, zice: zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor, luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Foarte ciudat. Primul lucru care recomandă profetul lui Dumnezeu este: zidiți comunități puternice, zidiți-vă familii puternice, sănătoase. Robia nu este ușoară, nu va fi puțină, 70 de ani vor fi. De aceea, ca să rezistați la presiunea care vine din exterior, zidiți-vă familii foarte puternice. Amen. Știți că secretul unei societăți bune este o familie bună? Știți asta, nu? Eu cred că noi acționăm unde nu trebuie. Tot ne plângem de societate, tot ne plângem de lumea în care noi trăim, dar ar trebui să întoarcem puțin atenția asupra familiei noastre, pentru că familia noastră este cărămida acestei societăți, este celula acestei societăți. Cu cât vom trăi mai bine și mai fericiți în casele noastre, contribuim la fericirea și la binele comunității în care noi trăim. Devenim nu numai exemple excepționale, nu? Familii fericite. Țin minte că la Chicago, o vecină de peste drumul bisericii, eram păstor acolo, a venit la mine și mi-a spus: Father, oh, ce bine m-am simțit așa. Era încă cineva care credea că sunt important, nu? Mi-a spus: Părinte, zice, așa ceva ce văd la voi n-am mai văzut de 30 de ani în viața mea. Dar zice, ce? Ce anume? Am văzut, zice, familii, tată cu soția lui și cu copiii de mână venind la biserică. Eu așa ceva n-am mai văzut de 30 de ani. Dar n-ar trebui să fie normalul acestei vieți așa, nu? Ne luăm eventual soția de mână, dacă vrea să mai vină cu noi, și venim la biserică și ne întrebăm: oare unde sunt copiii noștri? La care biserică se duc, dacă se duc? Unde sunt? Degeaba învinovățim comunitatea, lumea, America în care noi trăim. Ar trebui să ne reîntoarcem atenția asupra familiilor noastre, pentru că
O familie bună este garanția unei lumi bune în care noi trăim. Familiile puternice rezistă atacurilor puternice. Daniel știe foarte bine unde să se ducă atunci când vine răul, când vine amenințarea de afară. Se duce la Esăi. Investiți în familie, investiți în educația ei, în spiritualitatea ei. Biserica lui Hristos, familia aceasta în care suntem, comunitatea în care suntem, este de o importanță absolut vitală atunci când vin vremurile grele. Eram în Oradea în timpul lui Ceaușescu, prin anii 80, deja era, aș putea spune, foamete, cozi uriașe, la ora 4, jumate, 5, trebuia să mă duc să stau la coadă să cumpăr un litru de lapte pentru cei trei copii ai mei. Erau vremuri foarte grele. Fiecare primeam câte jumătate de litru de ulei pe lună. Asta era porția. Și mi se pare jumătate de kilogram de zahăr pe lună pentru membru familiei. Era pus pe cartelă tot. Știți ce am făcut ca biserică din Oradea atunci? Am început să facem un depozit de ulei, de zahăr, de făină, de alimente. Știți că erau oameni în biserică ce renunțau la jumătatea aceea de litru de ulei sau eventual la jumătate din el și îl duceau la biserică să dea la săraci. Și în fiecare sâmbătă, două, trei daci pe vremea aceea, pline cu ulei, cu zahăr, cu făină și cu alte alimente, plecam la țară, în sate, unde bieții oameni de la țară nu aveau nici măcar cartela asta, nici asta nu primeau. Biserica lui Hristos, în vremurile de necaz, devine de o importanță colosală. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu vină vreo bombă rusească rătăcită pe undeva, să cadă pe aici, în America, că văd că baloane chinezești umblă. Dar să nu vină unul din ăla încărcat cu ceva care, cu alt microb, nu decât ăla care ne l-au dat înainte. Că veți vedea ce importanță are și capătă dintr-o dată comunitatea în care noi trăim. Biserica lui Hristos. Mi-aduc aminte vremurile acelea, n-am să le uit niciodată. Socrul meu era păstorul bisericii. Veneau musafiri la biserică și frații toți plecau acasă, că unde să-l chem pe musafir, ce să-i dai de mâncare? Și atunci trebuia să-l ducă pastorul acasă. Frate Vasile, roagă-te să nu vină asemenea vremuri. Trebuie să ne duci acasă pe fiecare, să ne dai de mâncare. Nu erau restaurante, nu erau alte posibilități și atunci la ștrengarul, eu eram singurul ginere care avea socru ștrengar, așa-l chema. Că de obicei, ginerii erau ștrengari pe vremea mea. Și acum, la ștrengarul veneau toți musafirii care veneau de la biserică, nu? Beata soacră era absolut disperată, nu știa ce să punem pe masă de multe ori. Dar Dumnezeu era bun și soacra era o femeie a rugăciune extraordinară. Începea să se roage să-i dea Domnul resurse, dacă îi dea musafir, să aibă resurse. Și numai ne trezeam că sună cineva la poartă cu câteva plase. Într-o zi a venit un milițian. Când l-am văzut cu chipiu și uniformă, mi s-au îndoit genunchii. Aici locuiește domnul ștrengaru, da, zice, cineva m-a rugat să vă dau plasele astea cu carne. Erau vreo 3 kg de carne. Miliția, nu? Miliția română ne aducea carne pentru că duminică veneau musafiri la biserică. Okay? Rugați-vă lui Dumnezeu. Amen. Și aveți grijă de comunitatea pe care o aveți. Yes. Dacă o distrugeți, veți distruge singura binecuvântare care încă o mai aveți. Aveți grijă de ea. Yes. Și am să spun câteva celelalte lucruri care le-a făcut Daniel numai într-o listă, așa, și apoi am să las timp pentru fratele Daniel. După ce te întorci la comunitate și te încadrezi, te
contopești cu ea și nevoile ei, ar trebui să nu te mai temi de acum încolo. Daniel spune că a început să se roage cu ferestrele odăi deschise. Practică-ți religia de acum încolo cu fereastra deschisă, nu te mai teme. Dumnezeu e tău mult mai mare decât toți împărații și președinții Americii și tot ce există în lumea asta. Dumnezeu nostru este mare. Știți că spune Sfânta Scriptură că sfinții l-au biruit pe Satana prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar și până la moarte. Okay. Asta este arma noastră cu care vom birui. Practicați o religie cu ferestre deschise, nu vă mai temeți de nimeni. 3. Scopul, ținta eternă, trebuie să rămână întotdeauna aceeași, spre Ierusalim. Ferestrele sunt deschise spre Ierusalim. Deschideți credința, ideile, gândirea ta spre noul Ierusalim spre care mergem. Avem o țintă, avem un scop și scopul nostru nu se modifică indiferent ce circumstanțe ostile sunt în jurul nostru. Păstrează-ți o viață disciplinată apoi. Daniel se roagă de 3 ori pe zi, pentru că așa se ruga și înainte. Okay. El nu se roagă de 5 ori, că acum este criză. Nu, se roagă tot de 3, cum s-a rugat întotdeauna. Fă-ți o viață disciplinată. Eu am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru pandemia asta, că m-a obligat și m-a învățat să duc o viață disciplinată. Okay. De când cu pandemia sunt la 4-a citire a Bibliei de la A la Z. Nu știu dacă aș fi făcut-o dacă nu era pandemia. Nu știu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Fă-ți o viață disciplinată. Trăiește-ți viața de creștin. Spunea Sfânta Scriptură că Daniel se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Rămâi în umilință. El îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Soluțiile sunt la Dumnezeu. Se ruga, pentru că Dumnezeu conduce lumea, nu împăratul Babilonului. El se închină înaintea regelui regilor și lăuda pe Dumnezeul lui. Daniel este arestat de pe genunchi. So what? Până și leii, gura leilor, este închisă de Îngerul lui Dumnezeu, care onorează întotdeauna credința copiilor lui. Este bine dacă sunteți optimiști și așteptați vremuri bune. Eu sunt optimist numai în ceea ce privește cerul și împărăția Domnului care vine. Uitându-mă la celelalte împărății, nu am niciun motiv să fiu deloc optimist. Dar, așa ca Daniel, vreau să învăț ce să fac, ce am de făcut atunci când reacția celor furibunzi se va îndrepta împotriva noastră a credincioșilor lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim înțelepți ca și Daniel. Amin.